între guvernul Republicii. 15 milioane de euro este suma pe care o va investi România în proiecte de protecție a mediului din Republica Moldova. Protocolul care prevede alocarea celor 15 milioane de euro a fost semnat marți la Chișinău de către ministerele de mediu din cele două țări. Doamnelor și domnilor, se anunță procedura oficială de semnare a celui de-al treilea protocol adițional între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României la acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010. Semnează pentru Guvernul Republicii Moldova, Excelența sa, domnul Gheorghe Șalaru, ministru mediului al Republicii Moldova, pentru Guvernul României, Excelența sa, doamna Ana Rosi Marie Jugănaru, secretar de stat al Ministerului Mediului și Schimbărilor Climaterice din România. Vă urez ca acestea să fie primele proiecte dintr-un lung șir de proiecte pe care România le va face împreună cu Republica Moldova sau într-un parteneriat peste viitor. Mulțumesc mult și să ne audă Dumnezeu, cu adevărat așa să fie. Așa să fie. Ajutorul financiar pe care îl ofere România Republicii Moldova va fi îndreptat către promovarea diverselor proiecte legate de schimbările climaterice, a proiectelor ce vizează reducerea gazelor de seră și a altor proiecte ce urmează să fie evaluate. Vom discuta cu partea română, vom vedea care sunt proiectele pe care și ei, fiindcă cred că vom avea o comisie mixtă de evaluare, avem încă să discutăm cu partea română astăzi și să vedem care sunt. Eu am dat ca drept exemplu despre proiecte pe care noi deja le avem, fiindcă aveți m-ați întrebat. Un proiect este un proiect prioritar din toate acestea pe care Moldova ar trebui să meargă în primul rând? Pot să zic despre proiect prioritar. De exemplu, avem un proiect prioritar despre care am discutat și la Tulcea, ce ține de protecția biodiversității pentru Prutul de Jos și Dunăre. Este un proiect care putem să-l promovăm împreună, România, Moldova și Ucraina. Dacă ar zice despre această idee pe care am anunțat-o ca să construim stații de epurare în satele de pe malul drept a României și de pe malul stâng a Moldovei, sate care au aceeași denumire, adică care în trecut era un sat, dar care era despărțit în două mahalale de râul Prut. Și iată așa, istoria ne-a făcut că unii să fie într-o țară, alții să fie în altă țară. Banii fac parte din ajutorul financiar nerambursabil de 100 de milioane de euro promiși de guvernul de la București în 2010 Republicii Moldova.